Prim cu zahăr amestecat cu chimicale este avertismentul medicilor la început de sezon cald. Sucurile carbogazoase care ne fac cu ochiul pot umple organismul de chimicale. Automat crește și riscul de îmbolnăvire. De la o banală durere de cap până la diabet sau chiar cancer, spun unii cercetători. Cu greu poți rezista unei asemenea tentații într-o zi fierbinte. Din păcate, de foarte multe ori alegem variantele nesănătoase, adică dezechilibrate din punct de vedere nutritiv, variantele în care băuturile carbogazoase, dulci, au conținut foarte mare de zahăr, de cofeină, de coloranți, de conservanți, de stabilizatori. Pe moment îți astâmperi setea, dar în timp efectele pot fi altele. Diverse afecțiuni ale danturii, mă refer aici la carii cel mai mult, de asemenea cresc glicemia la pacientul cu diabet, dezechilibrează pancreasul în sensul creșterii nivelului insulinei, produc creștere ponderală, deci obezitatea în timp apare dacă se consumă în exces aceste băuturi. De pe lista problemelor nu lipsesc durerile de cap, afecțiuni ale sistemului digestiv, hipertensiunea arterială, insuficiență renală, diabetul zaharat. Consumul de sucuri acidulate în cantități importante pe o perioadă mai lungă de timp a fost chiar legat de unii cercetători de cancer, iar românii sunt campioni la consum. Anual, fiecare român consumă peste 70 de litri de băuturi carbogazoase colorate. Dacă este să facem un total, ajungem la o sumă fabuloasă de 1.500.000.000 de litri. Mai știu gustul de apă plată. Numai așa ceva consum. Cam cât de des? În fiecare zi, 6-8 litri. Și dacă ne gândim că din câteva grame de prafuri se pot obține sute de litri de suc, profitul pare garantat pentru producători, mai ales că puțini români se uită atent la etichete și optează pentru sucurile naturale. Sunt mult mai sănătoase decât cele carbogazoase. Au conținut de zahăr și sunt făcute din concentrat de fructe. Asta, da, sunt mai sănătoase. Cel mai sănătos suc rămâne însă apa sau ceaiul de plante îndulcit cu miere, spun specialiștii. Asta pentru prima jumătate a zilei. În cea de-a doua, unii medici recomandă freșurile de portocale, grapefruit sau fructele ca atare.